Ia, ascultați aici. Autenticul gust de cartofi de McDonald's, Burger King și KFC. Prietenii mei gurmanți, iar am lovit astăzi. Vă salut, prietenii mei gurmanți, și astăzi o să vă dau soluția ca să mâncați același gust și aceiași cartofi crocanți fără să fiți nevoiți să-i dați prin făină, prin mălai, să mâncați toate porcările la voi acasă mai rău decât mâncați afară, da? Urmăriți cu atenție această rețetă, că o să vă dau toate soluțiile și toate minciunile care le vedeți prin internet, să vedeți care este adevărată și cum ies cei mai crocanți și cei mai gustoși cartofi la voi acasă. Haideți să începem! Toate ingredientele pe care le-am folosit eu, să vi le las în descrierea la acest video sau dacă nu le găsiți la sebeacasa.com, da? Eu am folosit 4 cartofi roșii. Deci voi puteți să folosiți orice cartof. Într-adevăr, cartofii pentru prăjit vă ies mai bun decât ceilalți. Dar voi folosiți tot ce aveți la îndemână și urmăriți toți pașii pe care i-am făcut eu și cu siguranță or să vă iasă bun. Haideți să vedem cum am început eu să tai cartofii. Tăiem prima dată așa un pic cartofi aici ca să putem să-l punem și începem să-l tăiem în rondele mici. Vedeți? Așa trebuie să obținem toate rondelele, iar apoi începem să-l tăiem mărunt. Vedeți? Ia uitați, așa o să-mi tai toți cartofii mei. Haideți, eu continui și revin imediat. Aici avem toți cartofiorii noștri tăiați. Ia uitați, i-am tăiat cât am putut de bine. Și acum o să-i punem aici într-un castron cu apă rece. Da? Dacă se poate să aveți apa de la frigider cea mai rece care e posibil și îi lăsăm timp de 5-10 minute ca să își elimine tot amidonul care l-au cartofi. Acum chiar spune, da? Bine, eu o să-mi separ o mână ca să probăm al doilea fel de cartofi, da? Ca să-i, ori să-i facem diferit, doar pe ăștia să-i facem, restul o să-i fac diferit, da? Haideți acum să începem. Punem într-o oală la foc apă fiartă, eu am aici aproximativ 3 litri de apă. Așa. La 3 litri de apă, eu o să-i adaug un pahar de oțet. Eu folosesc oțet de mere, voi puteți să folosiți de struguri sau de care aveți. Da? Oțetul ajută ca să facă cartoful să fie mai crocant. Aici punem o lingură de zahăr. Da? Ați văzut, cartofii la McDonald's au un pic de zahăr în ei. McDonald's folosește peste 10 ingrediente acolo ca să ne facă adictivi. Aici folosesc o lingură jumate de sare. Așa. Și amestecăm bine, bine această compoziție și o lăsăm să înceapă să fiarbă. Acum când a început să fiarbă, vedeți, a început să fiarbă, adăugăm cartofii. Și, după cum vedeți, apa începe să se oprească din fierbere. Așa. Și acum o lăsăm să înceapă din nou să fiarbă și când începe să fiarbă, o lăsăm să fiarbă la foc mic timp de 10 minute. Cartofii mei au fiert exact 10 minute la foc mic. Ia uitați aici, eu mi-am pregătit un bol cu apă rece și am pus și gheață. Din ce cauză? Acum trebuie să scoatem cartofii, îi scurgem bine de apă și îi punem în apă rece ca să-și oprească fierberea imediat, da? Dacă apa nu e rece, ei o să mai continuă să mai fiarbă acolo în felul lor, da? Acum îi scoatem repede și îi lăsăm în apă cu gheață aproximativ 1-2 minute. I-am scurs la apă, i-am lăsat un minut, două la gheață, așa. Ia uitați cum au ieșit, vedeți? Sunt un pic elastici. O să-i punem într-o cârpă. În cazul meu aici am mai mult, o să-i pun într-o cârpă mai mare și cu alta o să-i astup. Și îi lăsăm foarte bine întinși, să nu se atingă unul cu altul. Și îi lăsăm la uscat. Gata, prietenii mei gurmanzi, i-am uscat bine, ia uitați ce frumos și-am făcut. Și acum, ce vreau să vă spun vouă, ca să știți. Ia uitați, cartofii ăștia. Acum, ia uitați cum au ajuns. Exact cum vrem noi să fie, da? Acum îi punem aici într-un castron. Voi puteți să faceți următorul lucru. Să-i băgați în pungulițe, depinde câte persoane sunteți în casă. Și să îi înghețați. Puteți să-i țineți până la 4-5 luni. Eu i-am ținut și mi-au ținut foarte, foarte bine, da? În felul în care sunt ei acum. Și o să-i băgăm la congelator. Dacă vreți să scoateți textura care au cartofii de la McDonald's, de la KFC, de la Burger King, acum trebuie cel puțin să-i congelați. Așa, prietenii mei gurmanzi, eu i-am lăsat minim o oră la congelator să-și ia un pic forma asta de congelat și aici nu o să-i pregătesc pe toți. Uite, eu o să-mi scot
o pungă, două, ca să-i fac altă dată. Cum v-am spus, acești cartofi acum puteți să-i puneți pe porții la congelator și să-i scoateți de câte ori aveți nevoie. Eu cred că cu acești cartofi astăzi o să am de ajuns, da? Restul îi congelez. Haideți să vedem ce facem. Haideți să începem la prăjire. Am pus uleiul la încins. Este foarte important să-l faceți în baie de ulei dacă vreți să obțineți un rezultat bun. Și uitați. Acum știm că uleiul nostru este încins. Aveți foarte mare grijă când puneți cartofii să nu vă ardeți, da? Eu o să mă folosesc de o paletă și punem cartofii noștri la prăjit. Eu acum o să probez ceva ca să vă arăt. Primii cartofi o să-i fierbem 4-5 minute, îi scoatem, îi lăsăm să se răcească și îi fierbem la foc încins încă 2 minute ca să iasă tare. Și ceilalți care i-am pus aici în farfurie, o să-i fierbem în ulei încins, o să-i prăjim, nu o să-i fierbem, că mereu le încurc, o să-i prăjim direct, fără să-i scoatem. Și vedem rezultatul între unul și altul, ca să nu ne lăsăm păcăliți de alte informații, da? Haideți să vedem cum iese unul și cum iese celălalt. Da, prieteni mei gurmanți, dacă vă place video, nu uitați să probați această rețetă, să o mâncați. Între timp ce îi sărăcesc, eu ce o să fac? O să probez cu ceilalți cartofi care o să-i las, în loc de 5 minute direct, 10 sau 7 minute, depinde cât o să facă ei. Da, este foarte cald și pe aceștia o să-i lasă să prăjească aici, direct, nu o să-i mai scot. Să vedem dacă rezultatul este acela sau este diferit, da? Haideți să-i vedem. Gata, prietenii gurmanți, acești cartofi, fără să-i scot, au stat aici aproximativ 8 minute la foc tare. Ia uitați, nu avem de ce să-i scoatem, da? Eu am făcut o probă, 2, 3 și acum la sfârșit, dacă rămâneți cu mine, o să recapitulăm tot ce am făcut și rezultatele pe care le-am obținut. Ia uitați, acești cartofi eu îi scot aici separat, por farfurioară, da? Timp în care, ce facem? Cartofii care i-am prăjit 5 minute, o să-i punem înapoi la foc, la foc încins, încă 2 minute. Să vedem dacă obținem un rezultat diferit, da? Și după aia o să trecem la cartofii expres, să vedem cum ne ies. Între timp ce primii cartofi ai noștri fier, partea a doua o pregătim așa. Am pus apă, le adăugăm o lingură, aici pot să le adaug un pic mai mult, o lingură jumate de zahăr și le adăugăm și o lingură de sare, da? Sarea o să-i ajute să scoată apa din ei și zahărul să le dea gustul acela ușor dulcean, da? Și pe aceștia îi lăsăm aici să se odihnească în apă cu zahăr și cu sare. Haideți să vedem care o să ne iasă mai bun și voi alegeți varianta care vă place. Acum trecem la cartofii numărul 2. I-am lăsat, s-au scurs bine, da? Aceștia nu sunt fierți. Și acum iau o pungă aici și într-o pungă o să-i adaug 2-3 linguri, depinde de cartofi. Eu, în cazul meu, cred că cu 2 linguri îmi ajung. Da? Eu aici nu prea sunt de acord cu acești cartofi, deoarece cartoful are amidon. Îl mai amestecăm și cu făină. Aici avem mulți carbohidrați. Nu e că cartoful prăjit ar fi o mâncare sănătoasă, dar cei fierți sunt puțin mai sănătoși decât aceștia, da? Acum, după ce îi băgăm în pungă, pe toți, îi prindem așa, o să-i amestecăm bine, bine cu făină. Așa. Acum am scos cartofii noștri cu făină și o să facem cu ei același lucru. O să-i punem la prăjit. Gata. I-am lăsat a doua oară 3 minute și acum îi scoatem. Vedeți? Aceștia, care n-au fost congelați, n-au fost nimic, au fost dați prin făină, băgați a doua oară. Haideți acum să trecem la probat și să aducem oamenii cei mai sinceri, care sunt copii și or să ne spună nouă acum, împreună cu mine. Eu o să vă explic ce s-a întâmplat și pe care vi-i recomand, ca să nu pierdeți timpul acasă și să nu stați să vedeți 10 rețete și să nu știți ce să faceți, care sunt buni, da? Eu acum o să-i scop pe toți din hârtia, din șervețel, îi pun în farfurii și o să vi prezint exact cum i-am pregătit. Haideți să vedem! Gata, prietenii mei gurmanți, avem aici soluția pentru acești cartofi. Și avem 4 variante aici și o să vă spun care e cea mai bună. Deci avem varianta expres, cu cei cu făină. Eu vă spun că nu vi recomand. Plus de asta sunt expres, într-adevăr, puteți să-i faceți un pic mai repede, dar nu pot să amesteci amidonul de cartofi cu făină și mai puteți să-i faceți cu mălai. La fel. Eu descartez această soluție, la mine în casă nu o să meargă. Dar vi-am arătat. Haideți să vedeți acum varianta numărul 2. Cei care i-am fiert în oțet și am congelat.
Și aici ai un mito, ai o minciună care spune că trebuie să-i fier prima dată și să-i scoți, să-i bagi iară. Nu. Aceștia i-am fier prima dată și am scos. Și aceștia, auziți, i-am băgat la fiert și am lăsat aproximativ 8 minute la prăjit în ulei. După ce i-am fiert, i-am lăsat la prăjit 8 minute și uitați cum sunt. Sunt cei mai crocanți. Haideți să-i probăm aici cu un adevărat maestru care a fost la... Te rog frumos să-i probezi tu aici. Miroase. Parcă ești la McDonald's. Miroase aici. Probează-i. Ăștia nu sunt așa de buni ca ăștia. Păi încăziți la fel, dar oricum. Uitați-vă, aceștia inclus sunt mai moi decât cei care am prăjit o singură dată. Trecem la cei cu făină. Aceștia i-am prăjit, i-am scos. Ăstea parcă mănânci făină. Ei, și ăștia? Ăștia sunt la fel. Vă spun ceva. Nu poți să amesteci un cartof cu făină sau cu mălai ca să-l faci repede sau să-l congele, să-l pui cu făină, să-ți iasă doar crocant, pentru că gustul nu este același, prietenii gurmanzi. Aici avem amestecat gustul nostru de zahăr cu sare. I-am pus oțetul la fiert ca să-i faci... Ia ascultați. Vedeți? Acesta este autenticul gust de cartofi care îi mâncați în restaurantele tip McDonald's sau Burger King sau toate celelalte, da? Și l-am făcut de două ori pentru că am văzut o grămadă de video care zice că trebuie să-i scoți, să-i bagi iară. Nu vă chinuiți. Îi fierbeți în apă cu oțet, cum v-am arătat, îi lăsați să usuce bine și îi băgați în punguțe la congelator. Și de câte ori aveți nevoie de cartofi, scoateți punguța, îi băgați la prăjit, îi lăsați, dar în uleiul bine încins, îi lăsați să prăjească bine și o să obțineți acești cartofi. Dar ce vreau să vă spun în afară de acești cartofi? O să obțineți acel miros care îl vedeți voi în restaurantele astea care vi le-am spus. Deci îi mirosiți și miros la fel. Au un gust excelent. Ascultă. Dacă v-a plăcut video, prietenii mei gurmanți, îi dați like, îl distribuiți și cu prietenii voștri gurmanți, că cu siguranță aveți și voi prieteni gurmanți și ne vedem într-un nou video, pentru că or să vină mai multe rețete foarte interesante.